Parlamentul britanic ar putea vota astăzi un nou set de măsuri pentru a diminua numărul cazurilor de COVID cu varianta Omicron. Cazurile se dublează la fiecare două zile în Regatul Unit, așa că guvernul britanic a decis să intensifice campania de vaccinare. Premierul Boris Johnson a făcut apel la armată și la voluntari pentru a ajuta la administrarea celei de-a treia doze de vaccin și speră că până la finalul anului toți englezii eligibili să primească a treia doză de ser. Nu doar Marea Britanie introduce noi restricții, ci și alte țări europene, precum Norvegia, Grecia sau Cipru. În timp ce Europa se confruntă cu un nou val din cauza noii tulpini, China a confirmat și ea primul caz de infectare cu Omicron. Purtarea obligatorie a măștii de protecție în spațiile publice, prezentarea certificatului verde pentru accesul în anumite incinte sau telemunca ar putea fi noile măsuri anticovid luate în Marea Britanie. Cea mai bună măsură rămâne însă în continuare vaccinarea, susțin autoritățile din sănătate. Since last week, we've learned two things about this variant. The first is that no variant of COVID-19 has spread this fast. The second thing that we've learned in the past week, Mr. Speaker, is that two jabs are not enough to prevent symptomatic infection from Omicron. Și autoritățile norvegiene au anunțat implementarea unor noi măsuri anti-COVID, dar și accelerarea procesului de vaccinare. Omicron-varianten sprer seg slik at den trolig blir den dominerende koronavarianten i Norge i løpet av noen få uker. Og derfor er vi nødt til å handle raskt, og vi må handle igjen. Er økt risiko for at vi får svært mange syke mennesker som følge av en kraftig økning i smitten i ukene fremover. Det kan føre til en overbelastning av helsetjenesten, både i sykehusene og i kommunene. Derfor er vi nødt nok en gang til å begrense hvor mange og hvordan vi møtes for å hindre at smitte og sykdom sprer seg. Og dette er regler som gjelder fra natt til onsdag. Innendørs på private sammenkomster, på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, så kan vi være inntil 20 personer samlet. Utendørs så kan vi være inntil 50 personer. Grecia și Cipru au anunțat și ele noi măsuri, în contextul în care numărul cazurilor a crescut în ultimele zile. Astfel, în Grecia, toate persoanele de peste 60 de ani care nu fac dovada vaccinării cu a treia doză vor fi considerate nevaccinate și nu vor mai avea acces la activitățile publice. În Cipru, autoritățile au redus intervalul dintre a doua și a treia doză de ser de la 6 luni la numai 2 săptămâni. China a raportat și a primul caz de infectare cu Omicron în contextul în care țara se pregătește pentru Jocurile Olimpice de iarnă. Autoritățile sanitare au reușit să identifice și să izoleze persoana infectată, care este un călător sosit din străinătate și care este acum tratat în izolare la spital.